Hai, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de GTA 5 curse. Bună ziua, Stan 3, cu toată lumea pe felie. Bună ziua, Stan 3, bună ziua. Player, bă, Cătălin, deci... dă-mă 100 pe mine, 2. Facepalm. Dați un like, bă, înainte de toate, bă, înainte de toate, ce să face. Like, share, subscribe, să facem 100.000 de abonați, ready to play. Așa am zis. Bă, dacă nu dați like, faci o 30 de... O, stai, de ce am ales mașina aia și-mi dă formula? Bine, bă, eu cu Costin am mai făcut cursa asta, dar nu am terminat-o niciodată, așa că a venit timpul să terminăm asta. Adică să te termin. Oare... Da, Costin e chel, gata, știu. Stai-te un pic. Stai că trebuie să-l batem pe țanul aici. Ok, cum? Pe țanul? Bă, tu ești împotriva mea deja. Nu, cu Costin treaba aia de s-a dus așa blană. Unde s-a dus? A, de pe dai viteză cu formula, da. Am uitat și eu. V-ați făcut praf! Pe nici de ce ești? De ce ești câine, țane? De ce? Ce-am făcut? Te-ai băgat în fața mea și mentor. Mi-am pierdut controlul, cum? Adică eram buș și tot. Tu te-ai băgat în mine, practic. Uite-te la aici, fac palete. Hop așa! Mamă! Bă, dar cum era aici? Aolo, ce s-a întâmplat? Mi s-a stricat toată formula. Bă, eu n-am mai putut să urge, s-a oprit. Bă, mă, care-i acolo? Doamne, ce am făcut, mă, acolo? Bă, dar nu mă opriți, mă, în mijlocul rampei, mă. Nu știu de ce s-a oprit Costinianu, că mie mi urcă de zici nu că... Nu urcă, bă, nu urcă! Doamne, ar... Vă luați avânt? Bă, de la început, direct. De la început, direct nu mă urcă. Adevăr e că am apăsat pe E. Nu știu dacă contează. Și am apăsat. Da. Bă, nu urca nici a mea acum. What is this, my friend? Ce fac paletele astea? Deci cred că trebuie să nu mai faci absolut nimic, doar mergi în față și atâta. Da, mă, da, sigur. Am înțeles, o vițânțare. Ce hartă ai băgat. Am înțeles! Băi, abia acum văd că voi sunteți amândoi în față, dar voi vă plângeți că nu merge. Păi, n-am mers. Mă, dar n-am știut ce trebuie să fac aici, m-am dus prost. Opa! Bă! Am căzut, bă! Nu eram atent, nu pot să cred. Bă, Costinine, tu nu-ți amintești harta? Ba da, mă, dar e grea asta. E la care mi-o pica mie tot. Deci i-au zis pe ăștia, mă, ce hărți îmi bagă mie. Bă, dar nu-ți amintești harta? Care a trecut, mă, nu a trecut nimeni bine. Ia uite, Barosani, ce încearcă ei, bă. Mă bucuram că am și un pic de avantaj, bă, frate. Ce m-am dus, bă. Mamă, ce grea e harta, bă. Păi asta e chiar e grea. Stai că aici joacă de copii pentru ce față de ce urmează. Pentru că față de ce urmează? Bă, nu te lua de mine, mă, bâlbișo. N-am mai filmat episoade de 15 ani. Am fost și eu în Tenerife, mi-am luat o vacanță. A fost în Tenerifia. Bă, dar nu nimeresc aia la început. Care au trecut? Eu mă, gata. Și eu am trecut. Tu n-ai trecut, mă, paletinule. Eu nu sunt stare, mă, mai, uite-te la mine. Uiți cu cine vorbești. Bă, ce mă disperă, mă, că am fost în fața lor, bă, și ei trec. Ce mă disperă, că nu-mi place ce se întâmplă. O trecut Costin, dar nu-i bai oricum, că la următoarea nu trece. Așa crezi tu, băi, țânțarule? Următoarea, știi, când vine obstacolul ăla. Da, șmecheria aia pe felie. Da, da, da. Bă, dar e complicat rău. E complicat rău de tot, nu că stai să vezi ce urmează, Cătăline, că acolo e... Bă, da, aici n-aveam probleme, bă, ce-am pățit, frate? Păi asta zic, acolo n-ar trebui să fie probleme, da. Te-ai gândit să-mi faci așa nervi de la prima? Bă, i-am și zis la Cătăline înainte de episod, vezi că o să ne facem nervi. Nu zici nimic, nu cred. Să juca Brawl Stars, mă, n-avea treabă. Da, da. Bă, ce mizerie, bă! Bă, măcar mă bucur că e și o vițințară aici cu mine. Deci eu nu pot să cred. Nu, ce despsihie, cum să nu pot trece aici? Bă, asta e joacă de copii. Bă, dar te-a trecut aici, am trecut din prima eu la... Da, amândoi ne-am dus din prima aici. Nu, aici unde sunt eu acum. Doamne, iartă-mă. Doamne, ferește! Sunt aici sau care e? Bă, tu-ți dai seama că a trecut Costin? Nu, nu, nu se poate. Nu cred că am făcut asta. Bine, 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 am trecut! Bine. Și eu trecusem. Dar am avut grijă să mă lovesc la sfârșit de mijloc, de bariera aia, de margine. Aaa, cu sine asta aia la care m-am chinuit eu o grămadă și tu treceai nu din cred, prima la toate. Nu cred, a doua oară când fac aceeași... Cum să mă lovesc de gura aia de la asta bine. Rotundă, de două ori la rând? Nu mai îmi pasă că am trecut.
Costin s-a dus blană, așa. Opa. Nu, e fix aici la mine, nu poate să treacă. Păi nu că te-am așteptat. Să nu, da, mă bușești. Ah. Cum să trec de două ori, bă, frate, și să greșesc la sfârșit, să pur și simplu dacă mă aruncam în gol, mă aruncam bine, dar nu, eu am vrut să merg șmecher. Eu am mers pe șustache, la limita limitelor am trecut acolo. Da, aici problema e că urmează chestii... Bine! Ai trecut, bă? Da, bă! Hai că-s la ultima și eu. Dacă trec și eu de asta... Bine? Bine, am trecut și eu, copile! Bine! Da, că ne oprim iar la... Am înțeles, a, mă, nu ne mai oprim. Nici nu vreau să mă gândesc. E că o să mincă episodul aici. Am înțeles. Am răsturnat, dar am trecut, e bine, e bine. Bă, du-ți pe locul 1. Momentan, mă. Gata, nu mai ești. Opa. Uite-l, bă, că... Opa, așa, ce ai făcut, Costin? Ce ai făcut? Credeam că ai căzut. Bă, dar de ce faci, bă, de astea, bă, dar pe bune, frate, știi că e cursa grea? Te mai bagi și mai te mă și bușești. Pe bune, care-i scopul? De ce mai buși? Gata, bă, a, pe bune, păi, dar de ce faci așa? Dar te mai lasi acolo când de aia de întors? Că intenția mă bag în tine, gata, e bine. Mă, gata, mă, nu mă mai bag în tine, jur. Da, mă, da, bă, cum faci de astea? Îl poate să cedeze psihic și nu mai poate conduce după aia. Am înțeles, cum să zic? Da, mă, dar lasă, stai, că vezi tu când ajungi acolo și nu mai poți. Stai că tot aici, azi n-am putut să trec încă. Eu ce, a, să gata, mai zic, mă, uite, bă, acum nu mai pot să trec, m-am enervat. Am ajuns la aia, blana. Hai, mă, lasă-mă, mă, că am stat 100 de ani aici și am mai bușit când eram aproape. Aolo. Și acum nu mai pot să trec. Dar nu mai pot! Ce vorbim? Trebuie să nu-ți iei viteză prea mare și mergi în față, mare chestie. Da, mersi. După ce am trecut, mai bușit. Cu plăcere, cu plăcere. Fix la checkpoint m-a bușit, mă, frate. Bă, dar mai merge, mă, stau ca lumea o secundă, mă. Ok, bă, Costine. Ce-i, mă? Am trecut de aia. Zi, mă, ieși, mă! Dacă nu m-a bușit, treceam eu! Am trecut de prima bucată, acum mă întorc. Mamă, nu pot să cred. Dar stai așa că urmează chestii și mai frumoase. Nu știu ce vorbesc ăștia acolo, că eu nu sunt stare să trec aici. Aolo, nu. Na! Uite-l, bă, nu pot să cred, bă. Mai fă de astea cu mine. Bă, câine a zis că nu mai fac, mă. Da, mă, da. Și acum o să ne topușim la infinit aici? Da. Da, e bun. Bușiți-vă, frate. Nu pot să că... Mi s-a desmembrat toată... Așteaptă acolo până ajung. Hai, mă, că te aștept să așa. Trebuie să nu ne mai băgăm unul în altul. Așa. Stai că devine și că ne-a îndus. Da, mă, frate, că eu mai pot să trec de asta. Cum să fac toată cursa asta? Da, m-am bușit de roata aia acum. Doamne. Stai că aici încă nu este cel mai greu. Că aici totuși am reușit să trecem o dată. Dată în viață. Pot să cred că... Bă, de ce ești? N-ai zis, mă, că aștepți! Păi, dar cât să aștept, frate? Păi, ți-ai zis că m-am bușit de margine. Tu. Bine, aia, cum e rândul meu. No, bravo. Păi nu, că nu mai las de la mine, da? Du-te, mă. Bă, ăla m-a așteptat. Uite, mă lovesc de... Oh, bun, bun, bun. Cade, cade. La sfârșit. La sfârșit, cade. Nu cad. Nu te băga în mine. Da, da, a trecut, bă. Bine. N-am putut să-l bușesc, bă. Gata, am trecut de... Bă, am vrut să-l bușesc și n-am putut, bă, frate. No, oficial, acum am ajuns la cel mai greu obstacol din cursa asta. Și acum... Acum îl trece din prima. Bă, cum ar fi să-l trec din prima acum? E nebune. Stai că m-am dus bine din prima. Bă, tu ești nebun, bă, asta nu-i posibil. A, la el, unde trebuie să faci stânga, dreapta, așa, nu? A? Nu, bă! Am ajuns la sfârșit din prima și am căzut. Hai de capul meu. E tot mai grea, mă, săritura asta. Doamne, stai așa să vezi că eu la întoarcere aici am probleme. Așa ai avut data trecută parte. Da, da. Bă, da, păi cam câte checkpoint-uri v-ați dus față de mine? Nu știu. Nu foarte multe, numai că sunt destul de grele. Stai că nu pot, că sunt în mijlocul... Și eu la fel. Mijlocul lui. Hai, tati. Bine. Nu! Bine. Bă, Costine, bă, am căzut la checkpoint. Îs la checkpoint-ul 13, eu. Eu-s la 15. Din 18. Bă, deci măcar am la checkpoint. Gata. Cine trece asta, câștigă.
Nu pot să cred. Bă, dar oricum acum de două încercări la amândouă am ajuns aproape de finish. O viți în țărene. Se cam descoperit schema. Zi-mi și mie schema. Ce schema, mă? Că iar am căzut tot acolo, că dau rage quit. Dă quit rage. Mamă, dar e greaba asta. Cum e curba aia acolo, zi-mi și mie? Banda mea, pur și simplu țin minte când trebuie să fac dreapta, stânga. Și aici ții blană drept? Nu țin blană, mai și iau de pe W, dar nu pun frână, fără frână, că dacă pui frână te-ai dus. Păi da, mă, că mă desprinde după șosea, bă. Trebuie să ai viteză cât mai mare posibilă, dar nici la maxim nu merge, că cazi. Nu mai nimerești. Că cazi, a? Asta e, bă, cine o corectează asta azi? Bă, vezi, mă, ai grijă. Dar unde v-ați dus, mă, întreb și eu așa pentru un prieten? O să vezi și tu, poate, dacă nu terminăm. Hai, hai. Bă, mamă, vine un gard de ăla, nu pot să cred, eram în spatele tău, bă! Am trecut! Nu cred! Nu, 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 am trecut! Ieși, mă! Bă, nu, bă! Respect, Țane! Ia uite checkpoint-ano! Bine! Mă, ce moftică, bă! Sper să fie ceva mai greu. Data trecută ne-a închinuit 20 de minute și n-am trecut niciunul, am renunțat. Sper să ai ceva mai greu. Bă! Nu-i cel mai ușor de lume, dar nici greu. Hai să vedem. Ah. Deci eu mai am încă două checkpoint-uri după calculele mele. Am scris și eu schema, am înțeles și eu schema, mă, dar nu-i ușor deloc. E un drum mai exact cât formula. Bă, cum arată harta și... Bă, nu știu, frate, nu știu ce să zic. Nu fi pandalanda. Cred că după ăsta vine finish-ul, bă. Nu! Cum, bă? Hai, mă, lasă-mă că ești primul, nu mai faci așa. Bă, dar mereu cad în față la checkpoint-an, nu-i cinstit. Ia să încerc cu schema, nu mere? Am vrut să merg pe nebunia asta. Bă, dar gardurile astea nu se sparg, mă? Nu, mă, eu le-am ocolit, cum adic? Păi eu credeam că trec pe el. Aolo, oare nu mere pe aici? Mamă, ce am învățat să fac? Aaa, dacă nu patinam aici, făceam mare schemă. Hai, mă, că se puede. Bă, e un drum exact în formula de lat și mică. Nu pot să cred că a derapat, mă. Ba să crezi? Bă, vreau să trec, vreau să-l trec pe ăsta, mă. Măcar pe ăsta vreau să... Păi dacă treci acolo, mă ajungi pe mine. Bă, n-are cum, bă, să mă lovească aia de se învârte, mă. Aolo, că te-ai acolo la... Doamne, cum, bă, să te lovească de două ori la rând aia, bă? Stai, liniște, că data trecută le-am blestemat zilele la aia acolo. Bă, oficial ăsta la finish. Acum vă zic, mai am finish-ul, dar nu știu ce se întâmplă. Cred că îl iau dacă merg pe aici. Mamă, ce se întâmplă? Mamă, Costine, urmează ceva la fel ca aia. Zi, mă. Trebuie să mergi cu capul în jos. Și tot așa să ocolești obstacole. Mamă. Bine, nu cred că e atât. Bă, dar derapează, bă, frate. Derapează într-o parte acolo. Nu prea poți să o controlezi. Ok. Cine e ăsta, mă? Aici. Iată-l pe Cătălin. A, succes, okay. Cătălin. Da, 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 așa. Fix așa trebuie, Cătălin. A, deci nu trebuia să mă opresc. Mamă. Asta trebuie făcută dintr-o bucată. A? Să te dai roată. Stai, uite-te la mine odată să vezi. Dar stai un pic să cad. La bula. A, au ajuns și cat acolo? Da. A, bun, atunci pot să termin dacă pot. Nu mai am probleme. Numai că e greu, e foarte greu. Vă avertizez. Bă, eu nu știu unde trebuie să mă... M-am lovit de rampele alea într-o parte, bă. Bă, dar e grea rău aici. Aoleu. Uite-te, nu așa. Sau poți și așa. Urmează una exact la fel de grea. De acolo trebuie să faci la stânga undeva. What? De ce m-au aruncat așa? Mamă, deci nici nu vreau să știți ce urmează, copiii mei. E greu, a? Păi în fine una la fel de grea, dacă nu mai grea. Am înțeles. Tot așa, de genul ăla. Oh, și trebuie să mergi pe perete în lateral acolo. Eu acum trebuie să merg cu roțile în sus. Și trebuie să mă oferesc de o grămadă de chestii. Nu merge, bă, frate, derapează, bă, ce mă enervează. Hai că e ușor acolo. Hai că e ușor, că mai te pun o dată, nu mai treci. Hai că e ușor. Bă, dar mi se desprinde formula de pe drum, bă. A, bravo, mă, bună dimineața. Bă,
Păi care schema? Că eu merg tot în față. Știu, și mie mi se desprinde după drum și nu mă mai plâng. Dar am făcut o întrebare așa pentru voi. De ce e atât de greu acolo unde stați voi blocați de atâta timp? Pentru ai trecut? Da. Pleacă-mă de aici. Bine, nu mă cred. A trecut, bă. Din a treia încercare. De fapt, bă, da, ai mers pe tot drumul? Am nimerit drumul, că nu mi-am dat seama pe unde trebuie să merg. Ai mers pe tot drumul? Da. Cum, frate, nu te-ai lovit de nimic? Bă, e imposibil. A fost prima încercare când am nimerit drumul și am și terminat. Bă, da, e imposibil, bă, frate, n-ai cum, n-a trebuit să știi pe unde să alea. Da, nu știu ce să zic. Bă, ai făcut vreo schemă? Zi, măcar să o fac și nu mai stau 100 de ani. Pe cuvântul meu că n-am făcut nimic, pur și simplu. O, a avut noroc blană, mă, despre ce vorbim. Ai știut să merg cu capul în jos, what? Da. Bă, nimeresc. Merg cu capul în jos, te ferești. Costine, ideea că acolo în curbă eu n-am accelerat. Păi nici eu, mă, dar eu am trecut și eu departe și când am ajuns la rampele alea m-am lovit de ele. Uite, iar m-am lovit de rampele alea într-o parte. Nu a ajuns ăsta, bă! N-auzi, mă, că a trecut ăsta, s-a dus, n-a avut nicio treabă. Am trecut din prima aproape acolo. Stai că urmează ceva foarte greu. Am văzut aici că m-am bușit de ceva invizibil, nu știu, n-am văzut ce era. Bine, bă, am trecut bine, mă. Uite, bă, ce baftă are, mă, mamă, cât am stat aici. Ba, mă, fii atent că eu sunt la care ieșea DNF, bă. Bine, finish-ul. Opa. What? Hai că nu pot. Hai că urmează ceva cu schemă, iarăși aici, nu-i finish-ul chiar așa. Bă, dar nu văd aici obstacol. Bă, nu văd, mă. Direct în gard. Ce-mi place. Iar m-am lovit, nu văd unde trebuie să mă dor, nu văd cum bă, schimb camera. Nu înțeleg. Băi, eu camera o țin normală, nu o schimb, că dacă o schimb e un pic așa ca așa. Păi ideea e că mă lovesc de ceva invizibil sau nu văd eu ce e, nu-mi dau seama ce e. Nu vezi tu, ești orbetă, nu știu. Lăsați, mă, cum am enervat. Bă, e un pic trist și sunt... Ah, gata, am înțeles, mă, ce trebuie să fac, mamă. Bă, dar e foarte trist. Bă, nu schimba, mă, camera, stai, fii bărbat, adevărat. Băi, așa cred că a trecut și aici, mă. Nu, mă. Da, hai, mă, lasă, mă. Nu să nu trecut acolo. Bă, n-am trecut așa, nu fi nevoie. Da, mă, da. Ce vrăjele are. Sper să ne mult mai ușor așa. Ok, nu știu. Eu am zis că m-am prins, dar nu m-am prins. E foarte trist. Dacă ajunge Cătălinianu aici, e foarte trist. Ea nu mai poate să trece gardurile alea. Ok, nu înțeleg ce greșesc aici. Bine, nu-i bine. Deci finish-ul e mai greu decât ce faci tu acolo, Cătălinene. Că nu știi ce trebuie să faci. N-are cum să fie mai greu decât asta. Păi efectiv nu știu ce trebuie să fac. Nu reușesc nici cum. Vine Cătălin, trece din prima. Probabil, îți dai. Uite-l că trecu, nu pot să cred. Salut. Și acum să vezi că ia finish. Uite-te și tu finish-ul în față. Bă, nici măcar n-am văzut finish-ul, bă. Cum ajungi acolo? Cred că am înțeles. Așa am zis și eu, dar apare în ciuciu. Bravo, mă. Aaa, n-am înțeles. O, nu, nu! Nu cred, am rămas cu două roți pe aia, bă. Foarte periculos ce se întâmplă aici. What? Cătăline, la rampele alea, când ai ajuns la alea, rampele alea colorate, cum ai trecut? Pe sus sau pe mijloc? Păi pe unde? Pe mijloc, pe sus, pe unde? Nu mi-am inteles ce zici tu acolo. Rampe colorate, zice Costin. Păi ideea e că eu în curba aia n-am accelerat mașina, da, că am lăsat-o destul de încet, atâta tot, n-am accelerat. Păi cum de, destul de încet, frate, că trebuie să mergi Ferrari pe alea, că altfel te desprinzi. Eu nu m-am desprins, aia e ideea. Cum nu te-ai desprins? Dacă zic că dacă joacă cu coduri. Hai, mă, lasă-mă, că ăsta nu știu cum a trecut, bă. El nici măcar nu știe pe lângă ce a trecut. Am făcut doar tânga. Bă, lasă-mă de curbă, că de curbă trec de fiecare dată. Mai departe de curbă, la obstacolele alea. Mă, tot lovesc de ele. Am mers, dar n-am avut. Păi derapează mașina. Bă, la obstacole eu am ținut blană, pur și simplu, le ocolești. Exact, chiar n-am avut. Da, dar derapează mașina. Nu mi-a derapat deloc. Bă, da, măcar o secundă. Nu, deci eu refuz să cred că nu putem lua finish-ul. Amândoi. Bă, care e, mă, schema tot pe asta ajung, mă?
Uite, m-am lovit iar de aia roz acum. Doamne, ferește. Chiar interesant finish-ul ăsta, nu-mi dau seama cum trebuie să fac. Ideea e că te duci strâmb, dacă te duci mai sus, nu mai poți să mai... Nu... Ajungi suficient de departe, dar degeaba. Nu te ajută. Ce-mi place. Și să-i dai boost-ul în aer, la fel, nu te ajută, că n-are boost nu, de la șmecă. A, nici nu ți-l dă în aer? A, da, în aer nici nu merge, înțeles. Deci nu te ajută nici bustanul? Bustanul? Repede se încarcă boost-ul, că a ajuns să stau cu roțile în lateral pe ăla, da. Nu, bă, nu, bă, am crezut că m-am dus, dar de fapt ciuciu, nici pe aproape. Ok, ok. Hai că ok, nu, no, nici pe aproape. Bă, aproape am fost, că am atins aia albastră, dar atâta. Bă, o singură dată am sărit destul de aproape, dar nu știu cum. O, la unde m-am dus, nu, bă. Ce fac, mă duc în alt oraș imediat. Hai bă, Costine, ești tu la finish. Da, să mă, că nu pot să ajung. Bă, m-am lovit de marginea asta. Mai știi ce ziceai, că ajungi tu și iei tu finish-ul. Eu? Cătălinianu. Îl iau, mă, frate, îl iau. Deci dacă mă bate Cătălinianu, nebunești, jur. Unde am ajuns, frate? Unde zbor? Ești pe aproape. Hai că sigur merge dacă sare așa. Nu pot să cred, bă. Eu mă lovesc aici de marginea asta, mă, nu sunt stare să iau rampa. Uite, dar mă, că s-o băga. Nu pot să cred. Care sunt șansele? Uită-te și... Hai de capul meu că mor aici. Ce încearcă el, mă. El chiar crede că mai are viteză dacă... Mamă, de-abia aștept să văd clipul lui Cătălin, frate. Ăsta are noroc, mă, știi că așa se întâmplă mereu. Are... Bă, da... Rampa asta are un bug, mă. M-am dus blană și m-am oprit în ceva. M-am dus suficient de tare, dar în Honolulu, frate meleu. Deci eu nu pot să cred că stau la finish de 10 minute, cred că. De ce mă lovesc acolo, mă? Doamne, când ai zis că e grea cursa asta, n-am glumit. Iar m-am lovit de alea. Nu putem lua fi... Bă, nu înțeleg, ce-i cu bugul ăsta infect? Doamne, bă, nu bug, lasă bugurile. Bă, copile, mă lovesc de chestii invizibile, mă. Uite-te, păi așa spuse, probabil, chestii invizibile. Uite-o strit animalul aproape. Ce-am sărit, mă, tu vezi că mă lovesc de boost-urile. Păi te-ai lovit de marginea aia, cum adică? Păi nu, mă, nici pe aproape nu sunt. Nu, pot să cred cu rampele astea! Ne-am lovit amândoi de aia albastră. Da, da, eu am fost destul de aproape. Da, din păcate. Prima dată, când sunt și mai aproape, de fapt. Eu nu înțeleg cum ai sărit drept și te-ai duși așa bine. Și dacă câștigă Cătălinianu, mă uftică rău de tot la cursa asta. O venit și Costinu cumva? A, nu. A, sigur o venit. Bă, eu mă tot lovesc din cauza că formula e prea joasă, mă lovesc efectiv de rampă. E, în timp ce dau să urc. Aoleu. Bă, de putut trebuie să se poată cumva. Uită-te și tu, bă, cum mă lovesc, nu pot să cred. Bă, eu tot în astea dau, mă, de slowness. Bă, bravo. Dacă nu erau alea, făceam treabă. Nu făcea nici pe ăla. Du-te, mă, de aici. Nu, dacă nu erau alea, puteam să sărim lejer. Dar alea te încetinesc prea tare. Pe perete? Ce să faci? Oare poți să urc pe perete? Adică? Adică ai văzut că de multe ori rămâi pe perete la lateral. Despre ce vorbim? Mamă, ce am crezut că ai sărit, nu pot să cred. De capul meu. Și am fost și mai aproape de data asta. Dar tot deodată suntem, merg o dată în față. A, bravo. Împăți și o dată. Costine, tu mai ești pe aici, frate? Da, mă, lasă, îmi place. No, uite-te și tu cum m-a încetinit, bă. No, mă, e altă schemă, n-are cum să fie așa. Cum încercăm noi. Ui, așa trebuie să fie schema, dar degeaba. Că te aruncă 10 km în aer. Nu, no, că nu m-a aruncat deloc. Ce pot să zic?
Uită-te și tu, bă, acum am aruncă suficient de departe, dar degeaba, că n-ai cum să nimerești drept. Bă, dar eu nu înțeleg, tu cum sari așa tare, că n-am reușit niciodată așa tare. Ăsta are cheat-uri, mă! Da, face ceva, nu știu ce face. Aaaa, am nimerit ăla deschis. Mamă, dacă mergeam drept, o nimeream, nu pot să cred. Bă, chiar stăm de peste 10 minute aici, interesant. Adevărat că și fac aceeași greșeală mereu, dar în fine. Uite, bă. Ce zici tu că am sărit, dar m-am dus pe lângă? Mă disperai acum când ai zis ce zici tu că am sărit. Deci am sărit bine și nu am reușit să mă mențin drept. Aoleu, bă, și sărisem bine, bă! Da, bă, dar oricum trebuie să termine 2, cred că, nu? Ca să dai DNF. Nu, ba, nu. Da, sani. Ba, da. Ba, nu, nu. Ba, da, mă, când suntem 3, trebuie să termine 2. Potolește-te, mă. Vorbesc serios. Bă, oricum o să terminăm amândoi, este clar. Dar nu. Dar nu azi. Amândoi vă luați DNF. Bine! Nu pot să, nu, am căzut. Sigur că da, sigur că da. În spatele lui am căzut, am fost la milimetru pe lângă rampă. Deci dacă treceai și tu nebuneam. Bă, mă, mă trec acum, știu cum să fac. Cum bă, deci las, cum mă, de secundă. Uite, bă, cum ajung și Costin pe acolo. A, el e la, am înțeles. O trecut, a? O trecut de aia, e la alta acum. E la aia de mergi cu capul în jos. Ia, uite-l. Bă, dar am... Ba, alo! Hai că nimerești, Costin. Dai greu, mă, trebuie să ai noroc aici. Ba, nu asta deci a fost mai așa. Deci cum am putut opri pe rampă, frate? Doamne, ce mă bucur că nu am pierdut. Uite, uite, uite! Hai să vedem, eu aștept până termină și Cătălin Ianu și apare. Păi oricum trebuie să termine și el, eu ți-am zis. Mie e bine să sparg ceva, bă, cum să sărim în același timp, bă, și o să cade pe rampă? Cum ar fi să vină Costin Ianu să termine el, bă? Ar fi tare. Dau direct delete la episod. Bine. Bă, deci m-am băgat exact cum... Aolea, ce mă enervează avionul ăla! Nu-l vezi! M-am lovit. Bă, du-te la rampă să zic exact cum am să... Nu-i mai zice, mă, lasă-l ca să ajung și eu! Nu-i corect! Că mie n-o să-mi ziceți deloc când ajung acum. Exact așa, a, da, bravo, mă, mersi, Oviță. Mersi, Oviță, eu mă chinui să trec toate astea și tu stai și explici lui ăsta cum să sară. Am sărit în același timp, doar că eu nu m-am putut opri. Nu mă interesează, mă. Ce sărea, mă, la fel, dar i-am confirmat că sare bine. Merge treaba. Deci ideea e că n-am fost în stare să mă opresc pe rampă. Iată cum merge el. Acum sari. Slab, slab. Mai stai, frate, dacă te-ai grăbit. Puteai să stai și tu să te uiți la noi acolo. Da? Păi da, ce mai bine mă uit pe spectator, cum adică? Acum sari. Bă, dar lasă-l, wow, mă! Nu-i mai dat palpitați. Da, pe bune, frate! Hai cu tine, că după aia e gata. Ești cu un checkpoint în urmă numai. Știu. Deci totuși ai ajuns și tu la penultimul checkpoint. Uite-l, bă, uite-l, bă, cum sar la... Petru pe lângă. Prea ușor. Bă, acum simte. Bă, ce n-ai bagnat ceva la roată, bă? Cred că aș mai putea să mai fac o dată, că am eu învățat schema. Bă, bine. Lasă-l, bă. Deja încep să mă enervez eu. O să mai stăm aici până vine Costin. Când ai terminat, am început să mă enervez. Bă, când ai zis că câștig cursa asta, o câștig? Da, mă, da, nu că n-ai avut norocul suprem. Da, mă, noroc, am sărit perfect, nici un pic n-am alunecat sau ceva. Bă, când mă gândesc că dacă puteam să rămân pe drum, aveam vreo șansă să te întrec. M-am dus viteză Ferrari. Ui, așa, așa, ai sărit, cred că. Nu am sărit, că mă duc pe da. Te aștept, Costine. Ce? Ai, mă mai aștept. Dacă stai, stai și-ți explică, nici nu mai încerc. Da, mă, hai că stai și-ți explică asta și după de-aia treci. Lasă-mă în pace. Nu știa, da, da, da. Da, mă. În piscină. Aolea. Stă și explică, frate. S-a dezmembrat tot, uite motorul. Bine, deci astăzi în jumătate de oră am dat și un DNF. Hai că ai dat DNF după ce i-ai arătat lui ăsta să facă, ești nebun. Bravo, mă. Pentru vizionare Costinian la apă. Da, mă, da, hai, pa, pa, pa.